Cadoul vostru pentru mine este să vă abonați dacă nu v-ați abonat. Vrem să ajungem cât mai repede la 1.000.000 de abonați! Salut și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi, deși este Sfânta Maria și ar fi păcat să faci treabă, să gândești nu e păcat. Așa că eu fac pentru familia mea o mâncărică de mazăre. Salut, salut! Marea încă nu a ajuns acasă. Să-i urăm cu toții la mulți ani! La mulți ani, Mara! Mara are ore până la 4. Super! De dimineață de la 8. Vine ea pleacă mai devreme. Da. Până la 4. La 7 și 10 de acasă. Așa, ce-am pus aici? Am pus întâi 4 linguri de ulei. După care am tocat 3 cepe albe, am luat 2 morcovi, un ardei capia și am pus și jumătate de ceapă roșie pe mai avea pe aici și am zis de ce să o arunc, am pus-o fix la urmă după ce am găsit-o. La călit, în ordinea în care v-am spus. Se pune întâi ceapa, apoi morcovul, aproape s-a înmuiat, le mai las un pic. Între timp pregătesc cartofii, eu fac mazărea cu cartofi, se poate face și fără, dar se înmulțește și cartoful dă un gust mai bun și mai dulce. Tai cartofii cubulețe, cam cât boabele de mazăre. Mami, da. Așa o sărbătorim noi pe mare astăzi ziua ei? Păi dacă e tot e la școală, noi nu putem ieși în oraș fără ea, că s-ar supăra. Sărbătorim fără ea. Așa că acasă la prânz mâncăm mazăre făcută de mami. Și de seară? Și de seară să petrecem! Nu, vrem să-i facem o surpriză mare. Da? Și mie, nici eu nu știam de surpriza asta. Tocmai de ce e o surpriză. La ce te-ai gândit, Adi? O să vedeți și voi în curând. Așa trai cubulețele. Spor la treabă, mami. Mulțumesc. Iar noi o așteptăm pe Măruța. Sau trebuie să mă duc de fapt după ea. Da. Abia aștept. Ți-e foame, mă. Da. Și să vină și Mara. Ia, sigur va vrea să mănânce altceva. Mazărea asta se poate face și cu carne de pui. Se călește un pic puiul înainte, se scoate și se adaugă la urmă, înainte să fie gata totul. Se taie tot așa cu bulețe, dar noi am mâncat și ieri pui și astăzi am zis să fac așa mai light. Mai de post. Legumele sunt călite. Adăugăm cartoful. Și de între timp facem o origa, am pus apă la foc. Ai descurcă, mami? Cum în echipă. Amestecăm, se pune și apă. Briana doarme. Ca să fiarbă cartoful, păi de aia avem timp să plătim. Iar Teo își face teme. Adică nu va mai sta de seară să facă teme. Pătrunjelul proaspăt din grădină. L-am adus. Eu între timp am pus aici cimbru, am pus și cimbru crenguțe, piper. Am adăugat apă, am fiert cartoful, ia să-l gustăm. Dacă e fiert, putem pune mazărea și apoi bulionul și... Nu pare să fie fiert. Poate, dar fiert o grămadă. Dar nu știu de ce. Așa. Mai lasă. Aici am amestecat bulion cu puțină apă și un vârf de lingură de făină ca să-mi iasă sosul mai cremos. Uh-huh. Deși el este cremos și de la cartof, pentru că și cartoful are amidon. Apoi mazărea. După ce trebuie cartoful, mazărea. Da, după ce trebuie cartoful, pun mazărea, că tot cu zeamă, zeamă e bună, cartof. Apoi pun bulionul, mai dau un clocot, pun verdeața și am închis focul. Gata, a fiert în sfârșit și cartoful, acum punem mazărea. Un secret, mazăre la conservă, la porcă, la cutie, la orice e ea, e deja fiartă și este moale. Ea nu mai trebuie fiartă. Cu tot fiert mai mult, cu atât se întărește mai tare. Așa că dau doar un clocot să se încălzească. O pun cu tot cu zeamă, așa cum v-am spus. Amestec. Pun și bulionul ca să dea amândouă un clocot. Aici am bulionul. Bulionul meu e dulce. Am pus și un vârf de linguriță de zahăr. Dacă mazărea nu e foarte dulce, puteți pune un pic mai mult zahăr, dar nu mai mult de o linguriță, doar așa pentru dulceață. Amestecăm, lăsăm să dea un clocot, apoi adăugăm verdeața și închidem. Da, a fiert, punem verdeața. Eu vreau să pun întâi mărarul. Păi de ce? Pentru că vreau să-l amestec aici în mâncare, el fiind puțin mai pălit. Uh-huh. E cules mai de mult. Acum pun gelul la via. Și închid focul! Yay! Mâncărica mea e gata! Poftă bună! La masă, fetele! Suntem în casă și ce credeți că face tati? Îmi pregătește masa! Măruța, de ziua ta! O mâncărică de mază! Poftă bună! Nu-mi ești mie un tort, prăjituri, cadou, mazăre! E bună și mazărea! Să vezi ce gustoasă e, noi am mâncat deja. Să ai poftă și să ne dai o notă. De fapt, să-i dai mami o notă. Mmm,
Te-am spus eu că e bună. Am mai încălzit-o eu un pic, s-a răcit. Notă? De pe... Să-i urăm cu toții la mulți ani măruței de ziua ei, mâncărică de mazăre. E bună. În ziua de nume. Da. Fiindcă astăzi este 8 septembrie și este Sfânta Maria și pe mine mă cheamă Mara. Îi scriem la mulți ani mare în comentarii. Hai acolo cu la mulți ani. Și un like. Și un like. Și dacă nu v-ați abonat încă, cadoul vostru pentru mine este să vă abonați dacă nu v-ați abonat. Vrem să ajungem cât mai repede la 1.000.000 de abonați! Mica petrecere! Pe canalul Marea Ștefanie. Măruța, mănânci, ne odihnim puțin și poate ieșim în oraș. Ce problem? Am un exercițiu la română, restul temelor mi-am făcut în clasă. Bravo! Și eu vă recomand să vi le faceți din timp. Știți că le-ați făcut și atunci aveți timp de altceva, de stat pe telefon, pe televizor, de jucat. Ce căutați voi aici? Teo, dă-te jos tu ca să iasă bine. Ieșiți! Uitați tău cum e bine. Hai să-ți arăt ce am găsit. N-am mai găsit de mult și nu e formatul pe care îl știam eu, dar e... glucoză! Și-a apărut glucoză cu portocale. N-am mâncat niciodată. Hai, mami, avem de sărbătorit pe Mara. Avem, avem cu glucoză! Mara, e ziua ta! Mai am două prăpăstiri și termin temele! Până acum mă luptam cu ea să-și facă temele, iar acum nu putem pleca din cauza că vrea să-și termine temele. Ce copii, ce copii! Câte torturi și arată super! Mara alege! Tortul cu norișori al Iulianei Beregoi, exact! E bune! Ce bune! E foarte scump! Acesta l-au avut copiii de ornat, cei care au participat la concurs. Concursul câștigat de Erica. Hai, alege unul, repede. Gata? Aici sunt ambele torturi? Da. Nu crezi că spunea torturile unul peste altul. Dar ăsta e o surpriză. Îl veți vedea acasă când vom începe challenge-ul. Poftă bună, iarăși stăm la masă. Numai mama să gătească, a gătit și tati. De data asta cu carne. Eu am gătit fără carne. Iar cu carne, am făcut un grătărere, ceartuși prăjiți, mici, legume prăjite. Astea sunt faine. Mi-am pune cartofi ăștia. Țelină. Coloraș. Păstârnac. Cartofi dulci și sperle roșii. A venit odată Sara și când ne-am văzut ăsta a zis eu mănânc numai cartofi prăjiți normal. Da, cartofi prăjiți normal. Adică țelină. Ea n-a știut ce am mâncat. Ea zis că nu mănâncă nicio legumă prăjită, doar cartofi prăjit. Și am mâncat la cartofi din ăștia. Țelină. Poftă bună! Mulțumim! A venit un curier. Ce ne-a adus? Ce ne-a adus? O cutie mică? Mică. Aoleu. O cutie mai mare, sincer. Vai, deci sper să nu fim dezamăgiți. Poate vezi că sunt atât. Atât. Poate vezi că sunt doar una. Sunt bune, sunt bune. Sunt câte culori? Trei culori. Nu există roșu și galben? Stai. Facem o probă? Hai, facem o probă. Hai de afară că plouă. Ia uite prințesa. Tu ești mai mult domnișoara de la birou. Hai. Spor la treabă, fetelor. Mulțumim. De ziua ta, Măruța. De ziua ta pregătim un challenge super interesant. Torturile sunt în bucătărie. Poc. Ce avem aici, ce avem aici, ce avem aici? Wow! Scaunele. Ce mănânci acolo, Teo? Bombona. Ce face bombonica aia? Se învârte. Ea avea o formă, un model, o față de avea ceva. Avea și ochi. Pregătim mesele. Imediat și provocările. De că eu nu știu despre ce sunt provocările. Nici eu la fel. V-am spus, trebuie să fie o surpriză. După mine. Afară, plouă! Să-ți mânc alt. Avem ceva fragil. Ce stric? Din sticlă. Hai să vedem ce avem aici, Mara. Tati nu a vrut să tragem cadre la cumpărături. Așa că va fi o surpriză pentru voi toți. Eu n-am fost acolo. 3, 2, 1 și... Mara nu a fost cu noi, Mara a fost la școală. Eu am scăpat mai de treme pe la 12. Odată cu cele mici. Cât tabla! Abia aștept să scriu pe ea. Ceva nu e în regulă. Reacția lui Teo.
Ce-l-a... Am de regulă că eu credeam că aceste picioare sunt plastice. Dar nu sunt. Nu sunt. Unde vezi tu că se telescopează? Doar de aici. Sunt sigur, mă. Sunt sigur. Yeah! Mi-a venit inima la loc. Ideea este următoare. Cel de la magazin ne-a spus că, știți, o luați, dar nu puteți folosi decât cu hârtie. Iar eu am verificat. Se poate folosi și cu magneți. Și nu numai. E o suprafață lucioasă, o putem folosi și cu martere. Da. Martere speciale. Bună ziua! Uite, îți arată magneții pe ea. Tam, tam, tam. Și se poate cu marcări? Nu știu, vedem. Hai. Încercăm undeva. Oricum, wow! Dacă nu se poate cu marcări, oricum se acoperă de foi. Wow! E prea mare. Mai micuți, să ajungă și fetele. Așa. Voi. Am o idee, ca să nu folosim foile, facem așa. Pac! Și... Au! Au! No! Eram sigură că mă face asta. Și acum, ta-da, tablă, tablă! Acum e super, mie îmi place mult. E mai frumoasă decât a mea de la școală. Am și eu din asta, dar picioarele sunt fixe, nu sunt telescopice și, într-adevăr, este o clemă aici, dar mult mai mică în care să pui hârtii. Nu cred! Marker! Marker special. De la ea? Da. Primul text pe această tablă să fie... Să fie... Pe hârtie. Pe hârtie? Nu! Pe, pe hârtie! Asta e marker de... Hai. E marker din ăla care se încarcă. Gata! Vreau și să scriu ceva cu albastru, nu, like! Nu, eu like! Ia like, ia să vedem cum face Bri, like! Uite-o că știe! Like! Lice! Bravo, Bri! Am făcut un like, așa? Hai, Mara, like! Bun, nu ăsta e challenge-ul, dar vă puteți abona, puteți da un like, un share și așa mai departe. Puteți lăsa un comentariu sub orice videoclip. Lăsăm fetele să se distreze aici, numai că ar trebui să mutăm mamei ăsta să nu cadă peste televizor. Ia să scriu ceva! Să testăm dacă se poate scrie pe tablă. Fugiți de aici, că nu vreau să mă zgăliți în toate locurile. Și să testăm magneții. Nu! De se fapt, poate! Păi da, se poate, dar se poate șterge! Asta e! Oare? Avem buretele jos? Și? Și? N-am mai șters niciodată cu buretele astea. Se șterge! Avem și noi un burete? Oare merge să fac un punct în fiecare moment? Eu cred că mai bine buretele nu sunt toate. Ia să vedem! Da! Zgârie! Am luat și noi burete cu marker pentru tabla aceasta. Am bănuit că va fi utilă. Ia să vedem! Da, mie creionul! E același marcă. Nu cred. Calmare. Oh, tare. Calmare pe ăsta și ăsta este al nostru, de la tablă cu buretele ăsta. Ia să vedem, se șterge? Ia să vedem. Rămân ceva urme? Rămân urme, da, na. Poți să o folosești, asta este important. Și se șterge. Repede, repede, hey, repede. Hei, neabonați! Hai de aici cu ea. În televizor, tade. Hai să o mutăm. De ce se va strânge? Cred că încă n-am învățat să o fixăm. Cred că are un opritor undeva. O punem aici. Aici trebuie să aibă ceva de oprire. Pe suflet mă scârție. Ia uite unde a scârțit. Se pare că apa face minune. Iarăși cade. S-a șters tot. Ceva e. Da? Gata, nu mai scriem fetelor, da? Ok. Iubi! Lăsați aici marcările. Fetele nu vor ști ce surprize le așteaptă și nici despre ce e acest challenge. Bine, vor afla la momentul potrivit. Le avem printate deja. Hai, mami. Cifra 7 o așteptăm. 5, 4, 3, 2, 1. Să înceapă challenge-ul zi. Da, nu începem acum. Abia scriem cifrele. Provocări pe spate, pregătim ingrediente, pregătim butoane și așa mai departe. Va fi un challenge foarte complex. Sincer, mă gândesc că e bine să știți și voi cum pregătim noi un challenge și cum ne dorim ca fetele să nu știe ceea ce au în spatele fiecărui bilețel pentru a prinde și a surprinde în același timp reacția lor naturală. Hai, mami! Acum, am dat prim, sper să fi dat pagina corectă, pagina 6, 6, 6. Încerc să asortez cifrele cu literele, ia priviți. Aici am un 3 move.
mov, 2 portocaliu. Și tot așa. Așa. Și acum, ia priviți ce mi-a ieșit. Fix pe roz. Sigur vor alege roz. Toate provocările sunt scrise aici în spatele cifrelor. Ele nu trebuie să vadă. Mi-au adus magneții. Avem magneți mai mari, mai mici, de mai multe culori. Și așa, și așa. Cred că pe aceștia îi voi folosi. Și acum să mergem să pregătim tabla. Cifre și după... Cu cifre, da! Hai! E pică provocări! Da, pică provocări! Copiii sunt foarte dornici de astfel de provocări. Întotdeauna vor provocări, preferă asta oricăror alte tipuri de vloguri, de sketch-uri, de short-uri și așa mai departe. Ele vor provocări! Exact! Pentru că, așa cum știți, provocările noastre sunt pe bune. De aceea ziceți mereu că Teo se oftică. Da. Dacă era ceva regizat, Teo nu se mai oftica. Zonică. Dar vei crește mare, Teo. Tati, dacă totul e tău, hai să-l punem pe 8 aici. 8 aici. Ia să-l pun eu. Am pastile. Pac. Nu, răsfuile. Bună dimineața, Măruța. Măruța s-a trezit, a auzit ea de challenge, sunt sigură. Și a venit. 6. Nu vă arătăm ce e aici. În spate. 5. Arată super, mami. Arată. Acum desfacem alt set. De aici. Doar unul. 3. Mami. Da, tati. Trebuie să pregătim toate ingredientele schegelui. Provocări, da. Și ultima. Și dar cel din tâi. Abia aștept să văd ce față vor face fetele când vor vedea ce va trebui să deguste. De fapt, ce categorii de produse vor degusta. Produsele le vom stabili noi, eu și cu tati, pe ascuns. Ele nu vor ști, vor fi legate la ochi, vor fi prinse de nas cu cleștișor de not ca să nu simtă aroma și va trebui să mănânce produsul până vor descoperi ce este. Dacă nu descoperă, mănâncă tot. Vor mânca un usturoi? Dar e bun usturoiul. E sănătos. Da. Teo, destul de mirositor. Îți place usturoiul? Nu. Mara. Bună dimineața. Îți place usturoiul? Mie. Da? Îmi place în mâncărul. Da, în mâncărul îmi place. Dar ceapa, Teo, dar ceapa. Iar mă ca o ceapă întreagă. Ce avem noi aici? Eu voi programa și aceste butoane. Fetele vor avea o mare surpriză pentru că ele vor alege un număr, dar butoanele le vor spune altceva. Așa că, surpriză, de exemplu, o să reprogramez toate butoanele. Rămâi la ce ai ales! Fetele, nu numai că vor alege numărul, ci vor fi nevoite să aleagă și unul dintre butoanele de pe masă. Da, iar butoanele le pot trimite în cu totul alt loc decât s-au gândit ele să se ducă. Să-i dăm drumul. Abonați-vă! Abonați-vă! Apropo, abonați-vă! Programăm butoanele. Sora ta mai mică va alege pentru tine. Mai avem două. 1, 2, 3, 4. A pornit cu căutatul. Alege-l pe 5. Dacă 5 nu este, du-te la 6. Dacă nu e 6... Păi da, bravo! Atât? Da. Ia să vedem ce zice. 1, 2, 3, 4. A pornit cu căutatul. Alege-l pe 5. Ai mișcat. Să ții fix. 8 plus 3 minus 5 plus 1. Cât fac? Păi, dar ce treabă are că a ales o cifră? Trebuia să te legi de cifra pe care a ales-o cu respectivele cifre. Păi, dar pot să-i dau și ce vreau eu. Da, da? Și mai am unul, nu? Da, un portocaliu. Alege cea mai mică cifră rămasă pe tabel. Verificăm. Alege cea mai mică cifră rămasă pe tabel. Avem 8 butoane colorate, 8 cifre, 8 provocări. Acum, tati, ne rămâne să pregătim ingredientele. Și tortul. O grămadă. Mai ales tortul. Cu bilețelele.
tortul, piesa principală a challenge-ului, nu îl veți vedea astăzi. Așa că rămâne să vă uitați la challenge. Hai, tati, hai. Ingredientele? Ingredientele se găsesc aici. Am început cu băuturi carbogazoase. Să alegem 3 băuturi carbogazoase. Hai să le inducem în eroare cu o băutură de mandarine. Încercăm așa, combinat cu așa. Nu combinat. Păi, separat. Separat. Asta e de mandarine, ăla e de portocale. Și să punem ce? Ce mai punem noi cu acid? De la alt producător. Deci chiar vor avea un challenge pe cinste. Să vedem dacă recunosc mărcile și gusturile. Acum conserve. Eu zic pate, ton. Nu vrei așa? Bame. Nu vreau bame, că ele n-au mâncat niciodată bame. Luăm un ton, un pate. Fetelor, nu intrați! Nu aveți voie aici. Usturoiul ăsta la conservă, așa? Ce? Ia-l, da. Pentru cel cu legume. Nu, la legume am eu pregătit. Și îl putem încerca pe ăsta? Da, e la conservă. Este. Dacă tu vrei. Și să fie 3 și atât? 3 trebuie, da. Putea fi conservă de carne să aibă cam aceeași textură. Pește, pate, carne. Ce zici? Schimbăm usturoiul? Bine, schimbăm usturoiul. Deși Mara l-ar merita. Conservă de carne. Carne de curcan? Asta nu-i merită, asta o iau. Conservă de carne, de ton și pate de picat. Picant. Super, abia aștept să-l mănânc după ce-l deschidem. Hai, de aici trebuie să luăm și legumele. Da. Ceapă. Iar acum eu am roșii și ardei sus, deci... Suficient. Nu le mai luăm, da. Băuturi neacidulate. Cătinada Yugo, desigur, seamănă la textură. Îl iei? Da. E de morcov ceva. Mai luat o ciocolată, migdale și merișoare, vreau să ghicească. Mai e o ciocolată de la Milka cu ceva umplutură și vreau să le pun glucoză. Lor nu le place glucoza, dar pentru noi era dulcele copilăriei, adică și am glucoză cu portocale și vreau să o ghicească și pe aceea. Dacă nu o vor mânca până la sfârșit, am ales băuturile, conservele, mâncare de bebeluș. Fructele sunt sus toate, punem mere, portocale și lămâie. Hai să punem în coș. Și am robotat până și eu, care am făcut fișele, am uitat ce am pus pe tabel. Mi-am adus aminte doar 7, așa că mă duc să mă uit și aduc ingredientele după. Hai! Poate facem un drum la veci. Nu e așa de ușor. Orice clip este muncit. Până și vlogurile sunt muncite. Normal. Chiar dacă noi ne trăim viața, dar până la urmă asta e viața noastră. Hai, sigur am băut. Carbogazase. Legume. Neacidulate. Acum. Dulciuri, ia vezi la 8. Ce am pus la 8? Chiar ultima. Legume. Da, m-am gândit. Legume conservate. Pun în partea de jos, conservate mai mic. Bâr. Azi venit pe terasă, au locuri înăuntru. E aproape gol. Înăuntru, dar de. Dar primei pe terasă, că e mai frumos pe terasă. La mulți ani, Măruța. Ține pleba. Mulțumesc. La mulți ani. Asta a fost dorința ei, asta a fost surpriza, de fapt. Da, ea își dorea foarte mult să vină aici, deoarece nu am fost niciodată aici. Noi toți am mai fost de mai multe ori, dar se nimerea că ea să fie la școală sau să fie plecată sau așa mai departe. Nu, la școală, mereu. Și cu ce ne servești? Tu plătești. Corect. Cocktailuri pentru fete. Au venit sucurile. Scăpșuri adevărate? Nu, ce nu e tare. Poftă bună. Mulțumim. Paste, că lasagna e tot cu paste. Și fetele ce mănâncă? Iar fetele, pește. Doradă. Se închid să nu mai fie prin. Se fă cu lumină. Luminile. Așa încheiem noi și cu greșeli. Cum să se vede doar legume? Nu pot să cred. Mai erau legume la 5. Stai, să mă asigur, să nu vine să cred parte. Și de asta mi-am adus aminte doar 7, pentru că erau doar legume. Da, pentru că la asta m-am gândit, la legume conservate, și acolo pot să pun usturoiul tot. Încheiem aici vlogul. Sper că v-a plăcut ceea ce ați descoperit odată cu noi. Îi urăm la mulți ani mari. Până data viitoare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Și să intrați să vedeți cele ecrane de final aici și aici și aici, peste tot. Puteți apăsa să vedeți noi clipuri. La mulți ani, Mara. La mulți ani, Mara, și tuturor mariilor și anelor, că se apropie. Da. De fapt a fost, că noi postăm după sărbătorile astea. Așa.
Iar până data viitoare vă spunem la revedere și pa, 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 să corectăm greșelile. Greșelile.